Domnule profesor, în legătură cu conferința, câteva întrebări pentru dumneavoastră. În comparație cu cea de-a doua ediție a conferinței noastre de contencios administrativă, a cărei moderator a fost dumneavoastră, cum au fost subiectele abordate în cadrul acestei conferințe de la Cluj? Au fost parțial diferite, pentru că tema conferinței de la Cluj este oarecum alta decât cea de contencios administrativ. Oricum, prezentările au fost foarte frumoase. Până la urmă au venit actori ai vieții publice europene de mare prestigiu, profesorul Paul Craig și restul. Temele au fost diverse, au fost mai puțin teme de contencios administrativ, au fost multe teme legate de contractele publice, în contextul în care au fost adoptate 4 noi legi în materia aceasta, chiar au fost emise la promulgare acum câteva zile, în contextul în care avem 2 noi coduri în materie fiscală, deci tematica a fost mult mai diversificată și prezentările pe măsură. Deci, din acest punct de vedere, o comparație între cele două conferințe nu este neapărat potrivită, ele cumva sunt complementare. Adică aici am avut partea mai mult de drept substanțial, reglementării de fond, contracte, fiscalitate și așa mai departe, iar la conferința de contencios discutam despre litigii deja, deci faza mai puțin plăcută a dreptului, să spunem, administrativ sau chiar fiscal. Dar în orice caz a fost o conferință foarte reușită, îl felicit pe colegul meu Dacian Dragoș și siguranță ambele conferințe trebuie reeditate, cea de contencios și cea privind europenizarea dreptului administrativ. Suntem și noi de aceeași părere. O altă întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți de părere că există o diferență între problemele apărute în practică în funcție de zonele țării? Pe linii mari nu este o diferență, însă pe anumite nuanțe, da, se poate spune că e o practică neunitară, dacă mă refer la perspectiva litigatorului. Oricum se știe că toți suntem aici la Cluj, există o jurisprudență diferită a Clujului față de sudul țării pe multe aspecte, drept administrativ. Celebra, să zicem, dispută între cele două școli de drept, școala de la București, școala de la Cluj. Sigur, mult diminuată, mai prozaică în prezent decât era în trecut, dar e adevărat că există abordări diferite. Dar pe linii mari problemele sunt aceleași și la nivelul administrației locale și la nivel de instanțe sunt probleme identice una peste alta și trebuie reglate până la urmă prin practică unitară. Aici vine alta curte de casație, are un rol decisiv și sigur legiuitorul nostru care trebuie să vină cu legea adecvată. Așa ceva. Cât de utile vedeți totuși organizarea mai frecventă a unor asemenea evenimente și conferințe de nivel înalt, să le spunem? Acum și cu frecvența aceasta, dacă sunt prea dese, riscă să, până la urmă, să se dilueze cumva. E greu să strângi număr de specialiști, cum a fost și acum la Cluj, atât de mare, de foarte multe ori repetant într-un an. Ar merge poate cel puțin pe europenizare, fiindcă este la modă și chiar trebuie să o facem, ar merge 2 conferințe anual, din punctul meu de vedere, chiar și pe contencios, dar pe contencios m-aș rezuma personal la una pe an, deocamdată. Pe europenizare, colegul Dacian Dragu, dacă este mai harnic și aduce mai mulți invitați din afară, chiar de 2-3 ori pe an, eu vin cu mare plăcere, dar aici este rolul dânsului. La conferința mea, deocamdată una pe an, dacă nu se apar probleme spectaculoase în practica de contencios, eu zic că e suficient. Domnule profesor, în încheiere, câteva impresii generale cu părțile bune, părțile rele ale acestui eveniment? Păi, ca să încep cu părțile rele, nu pot să spun că au existat, propriu zis. Sigur că e o conferință puțin obositoare fizic, ca să zic așa, pentru că a durat mai mult. Adică un număr de ore semnificativ, dar asta e inevitabil, fiindcă și noi am pățit la contencios aceeași chestiune, o conferință de 10 ore pe zi poate să ridice unele probleme. Dar asta e doar o chestie de, cum să zic, context, organizare. Pe, repet, calitatea, argumentelor precizate, pe calitatea speakerilor, aici nu am nimic de reproșat, este foarte bine. Clujul, cum spunea și colegul Dacian Dragoș, nu m-a organizat cam de mult o conferință pe drept administrativ. Acesta, practic, a fost, se poate spune, episod pilot. Ca atare, la anul, cu siguranță că vor fi și mai bune prezentări, poate și mai multe sau poate mai multe zile, nu știu, acum depinde și de sponsor, de cum se organizează, dar eu sunt încântat, deci a fost o plăcere să vin, nu mai văd în Clujul de vreo 10 ani de zile, astfel încât îi felicit pe organizatori și pe editura, bineînțeles, Universul Juridic pentru contribuția avută.
Domnule profesor, vă mulțumim pentru amabilitatea dumneavoastră și sperăm să ne revedem la Cluj și la anul. Ne revedem și dacă faceți din nou în anul acesta, ne revedem și anul acesta. Aveți dreptate. Numai bine vă dorim. Toate cele bune.